Fotbaliștii divizionarei a treia, CSM Deva, și-au reluat pregătirile pentru a doua parte a campionatului pe terenul sintetic de la stadionul Cetate. La reunirea lotului au fost prezenți și 5 jucători noi legitimați în intersezon. De asemenea, s-au înregistrat 2 plecări certe, tot atâtea absențe motivate, cele ale lui Kayondo și Iordache, care se vor alătura lotului de miercuri, iar situația lui Crăciunesc este neclară. Acesta fiind plecat în străinătate. Am adus în acest moment 5 jucători. E vorba despre Avramovici, atacant, luat de la Voința Lupac, Săulescu, mijlocaș de bandă, de la Gilortul Târgu Cărbunești, Flavius Dumbrăvean, fundaș central, mijlocaș defensiv și fundaș dreapta, un jucător polivalent, de la Ceahlău Piatra Neamț, Cuibarii Bogdan de la Jiu Petroșani și un copil tânăr Popescu, Nicu de la Ezeriș. El joacă fundaș central în fața părării, un copil de perspectivă și sperăm să facă față rigorilor de la CSM Deva. Au plecat și ceva jucători de la vas? Sigur, a plecat Patrick, a fost o reziliere pe cale amiabilă și Bogdanovic, tot aceeași situație pe cale amiabilă, s-a înscris la școala de poliție și a renunțat la activitatea sportivă. După câteva exerciții de încălzire, Ștefan Nanu și-a împărțit elevii în 2 grupe pentru un joc școală cu durata de 30 de minute și în fața presei și-a reiterat dorința de a promova în acest an în Liga a doua, chiar dacă Deva va avea de luptat pentru acest obiectiv cu CSM Reșița. Sincer, îmi doresc anul ăsta să prind locul 2 și să încerc promovarea cu acești copii, pentru că rezultatele care au fost și jocurile care au fost mi-au dat încrederea că putem să fim acolo sus. De ce să nu încercăm? Pentru că transferul care am făcut acum prin 4-5 jucători de calitate, care mi-am dorit eu și pe calitatea care o au, îmi dă încredere mare că putem să realizăm această promovare. Pentru că Reșița, am văzut în cele 2 jocuri, nu este cu nimic peste noi, doar că au un buget foarte mare, au jucători de Liga 1 foarte mulți, sunt cel puțin 7-8 jucători care au jucat în Liga 1, dar ca joc eu cred că am fost peste ei. Fanena nu crede că Reșița conduce în clasament și datorită unei mai bune organizări ca la Deva, dar acest lucru este surmontabil. De asemenea, fostul internațional a dat exemplul celor de la Unirea Dej, care în sezonul trecut au reușit promovarea în dauna celor de la Baia Mare, formație mult mai bine cotată, la fel cum este cazul Devei cu Reșița. Aici, din punctul meu de vedere, a fost și organizarea lor foarte bună, au un conducător, domnul Bobar, care știe cu ce se mănâncă acest fenomen și eu cred că poate și noi, prin organizarea mai bună, putem să promovăm. Vă dau un exemplu, Deju. Anul trecut a promovat, care nimeni nu-i dă nicio șansă, a bătut pe Baia Mare, care avea un buget tot la fel foarte mare, aproape de 1 milion de euro, cu jucători foarte mulți de Liga 1 și drept dovadă au promovat. Deci putem și noi să încercăm acest an să mergem acolo sus, dacă se poate și rezultatele dacă ne ajută. Dorința de promovare în Liga a doua a fost confirmată și de către reprezentanții municipalității care administrează și finanțează clubul CSM Deva. E o bucurie mare că am terminat pe locul 2. Terminăm 100%, mai sunt 3 meciuri de jucat. Ambițiile sunt mari. Dorim la niște rezultate bune, la lotul pe care îl avem și ne-am mai întărit cu 2 oameni, eu spun că nu este imposibil să încurcăm pe unii și de ce nu acest lucru să ducă la accederea în divizia Liga a doua. CSM Deva evoluează în seria 7-a din eșalonul fotbalistic terț și, pentru a se califica în play-off, acolo unde Reșița a ajuns deja, mai are nevoie de un singur punct în 3 meciuri, dintre care 2 pe teren propriu. În prima fază din play-off se califică primele 4 de la finele sezonului regular, cel mai probabil Reșița, Deva, Pandurii Târgu Jiu și Voința Lupac, care vor juca între ele tur-retur. Apoi primele 2 clasate vor juca în
încrucișat cu echipe provenite din seria A8-a, aproape cert Ghiroda, Chișineu, Lipova și Dumbrăvița, învingătoarele din semifinale, urmând a-și disputa în dublă manșă accederea în divizia secundă.